Crimă înfiorătoare la Iași. Fiul unui ofițer SRI a murit după ce ar fi fost înjunghiat. Totul s-a întâmplat chiar în apartamentul în care tânărul locuia alături de părinți. Băiatul a fost găsit într-o baltă de sânge de tatăl său, care a alertat imediat autoritățile. Polițiștii au împânzit cartierul în căutarea vreunui indiciu. Serviciile de informații din Iași sunt în alertă după ce fiul unui ofițer SRI a fost găsit întins pe jos în holul apartamentului în care locuia. Trupul neînsuflețit al tânărului de 18 ani a fost descoperit chiar de către tatăl băiatului, care se întorsese de la serviciu. Bărbatul a alertat imediat autoritățile. Am rămas surprins, am crezut poate taică, bolnav, poate... Când am zis, când am stat de vorbă cu poliție și nu știu ce. Cu băiatul înjunghiat, am rămas ca la fotograf. La fața locului au ajuns medicii de la Smurd, însă echipajul medical nu a mai putut face nimic pentru a-l salva pe tânăr. Echipe de polițiști și criminaliști au ajuns și ele la locul în care băiatul a fost găsit pe jos, iar zona a fost împânzită de anchetatori. Era un copil normal, eu așa-l știu. Din mama lui cumpăra din mine. Era un copil cu minte. Când avea bagaje mai greu, venea, îi ducea bagaje, el nu era un... Acum îi cam cunosc. Surse din anchetă spun că la mijloc ar fi vorba despre o răzbunare. Tânărul a fost găsit cu arma înfiptă în spate, lucru care ar indica faptul că băiatul a fost luat prin surprindere. De ce vă gălăgea, am auzit pe scara aici. Ce ați auzit mai anume? Niște copii, eu am crezut, sunt niște copii din ăștia care se joacă. Se certau, râdeau? Domnule, se certau, râdeau, eu am crezut că sunt niște nerei din ăsta care cu fetișoare. Tânărul care ajunsese la vârsta majoratului era un elev model, învățat la Liceul de Informatică Gheorghe Moisil din Iași. Trupul neînsuflețit al tânărului a fost preluat de medicii legiști pentru efectuarea autopsiei. Acum, familia îndurerată se pregătește de înmormântare.